te gândești, băi, ce-ar putea să meargă prost cu prezentarea mea? Pentru că multe lume spune, a, nu vreau să vorbesc în public, că poate nu o să iasă bine. Perfect, ce înseamnă să nu iasă bine pentru voi? Pe slide-ul ăsta o să zic asta și asta și asta. Next. Asta și asta. Mă gândesc la ce vreau să spun, dar nu spun. Verbalizează. De ce e important să verbalizezi? Pentru că una este ce îți spui tu în capul tău și alta este ce se întâmplă când deschizi prima dată gura. Frica ne împiedică să ne exprimăm gândurile și să ne susținem punctele de vedere. Acum, foarte multă lume când aude de vorbit în public se gândește la imagine de genul ăsta. O persoană în față, 200, 300 de persoane care stau și ascultă. Și mulți spun, eu n-am nevoie de așa ceva. Eu nu s-a atenți oamenii, stau pe telefoane, vorbesc între ei, se uită în altă parte, nu s-a atenți la mine. Bun. Altceva, ce se poate întâmpla și nu vă place? Păi n-aș vrea să plece. Dar dacă pleacă, am eu două vecine. Mai multe planuri pe el, poate unul nu este. În sens? Și atunci, ce se întâmplă? Că este că în momentul în care ești în fața publicului și ai călcat în, excuse my expression, rahat, ai făcut-o de oaie, miza deja și presiunea este din ce în ce mai mare. Oh, oh, fii atent cum se uită la mine. Mamă, știu cum să fac. Pot să interacționez cu ei. Pot să le pun câteva întrebări. Pot să le dau un exercițiu pe care să-l facă. Pot să încep să le spun o poveste relevantă. Pot să vorbesc cu ei. Radio-ului. Câți dintre voi mai ascultați radio? Mai ascultă cineva radio? Ce poți de radio? Obrajii, începe inima să bată și încep să te pierzi. E ceva ce putem face în timpul discursului ca să putem combate? Ce poți să faci este să mulți atenția de pe tine pe public. Motivul pentru care la începutul discursului, de regulă la început se întâmplă lucrurile astea, nu pe parcurs. Îmi spun clienții care zic, bă, ok, primul minut, primele două minute sau așa, dar după aia încep să mă obișnuiesc să intru în flow. Avem un dialog, încă de la început. Nu au durat mai mult de 40 de secunde până când am început să vorbim unii cu ceilalți. Asta e motivul. Ce pot să fac în momentul ăla când mi se duce ideea papa, sâmbete, ca să nu am acea pauză de sau pur și simplu o pauză în care să nu spun nimic și să fie acel awkwardness sau acel... Ce ai tu de făcut în momentul ăla este să ieși din blocaj, că tu te-ai blocat. Deblochează-te. Ok, dar cu ce să zic? Mai zic încă o dată ce ai zis ultima dată. Ce vă recomand este începeți să lucrați la pachetul, la ambalajul pe care dați mesajelor voastre și atunci, cu adevărat, oamenii vor vedea strălucirea lor. Pentru mine a fost o onoare și vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi.